Dumbrava Gâlgău, campioana județului Sălaș la fotbal, se va duela la barajul pentru promovarea în Liga 3-a cu Unirea Tășnad, campioana județului Satu Mare. Primul meci este programat în 17 iunie la Tășnad, iar returul o săptămână mai târziu la Gâlgău Almașului. Devenită în acest an campioană județeană pentru prima dată în istorie, Dumbrava Gâlgău va fi nevoită să treacă de campioana județului Satu Mare pentru a promova în Liga 3-a, eșalon în care antrenorul Marius Pașca își dorește foarte mult să ajungă și cu echipa din satul său natal, după ce în urmă cu 2 ani a promovat și cu Luceafărul Bălan. În județul Satu Mare, campioană județeană a devenit Unirea Tășnad, echipă ce a obținut această performanță după o pauză de 36 de ani. Antrenorul Marius Pașca a fost prezent la 2 meciuri ale formației din Tășnad, ultimul desfășurându-se chiar ieri, când Unirea a dispus cu 1-0 de Oașul Negrești în semifinalele Cupei României. E sigur că va fi două meciuri foarte, foarte dificile. Am văzut echipa Tășnadului, echipă cu jucători buni, o echipă care majoritatea a jucat pe la Olimpia Satu Mare. Dar cu toate astea, noi ne dorim foarte mult să promovăm. Sper că cele două meciuri care le avem de disputat, să avem capacitatea să gestionăm bine situația și, de ce nu, să promovăm și cu Dumbrava Gâlgău. Țin foarte mult, nu? E satul meu natal. Unirea Tășnad are un lot destul de valoros, o parte dintre jucători evoluând în anii anteriori atât la nivel de Liga 3-a, cât și în eșalonul secund. Cel mai experimentat jucător este fundașul central Marius Bălău, care a bifat 25 de meciuri în Liga 1 și aproximativ 70 în Liga 2-a.